Poveste incredibilă în cazul furtului seifului de 200 de kilograme, plin cu bani și bijuterii din vila unor oameni de afaceri din județul Iași. Jaful a fost plănuit chiar de un vecin al păgubiților, ajutat de părinți, iubită și un prieten. Culmea, familia bărbatului are un business prosper cu pietre funerare. Până să fie prinși de polițiști, suspecții au cheltuit 40.000 de euro, din cei 130.000 din caseta de valori. Unde voi ați răfugit? Ce ați făcut cu banii? Flancați de polițiști, capii jafului din localitatea Ieșeană Hârlău au fost aduși în fața anchetatorilor. Bărbatul de 38 de ani și iubita acestuia au fost ridicați de agenți chiar când se întorceau dintr-o vacanță în Bucovina. Nimeni nu ar fi bănuit că ei au pus la cale furtul seifului pentru că aparent nu duceau lipsă de bani. Pe rețelele sociale, cei doi își arătau viața plină de lux pe care o duc. Și mai greu de crezut e faptul că la infracțiune au luat parte și părinții bărbatului, care au ca și victimele o afacere prosperă. Realizează și comercializează cruci din marmură și cavouri. Ați căzut la mijloc în poveste. Să ne explicați puțin. Noi nu știm nimic. Familia locuiește tot în Hârlău, la mai puțin de un kilometru de casa păgubiților. Surse din anchetă spun că hoții au adus seiful aici. Apoi, după ce au reușit să scape de autoturism, s-au întors și cu ajutorul uneltelor pe care le au la firma de realizat monumente funerare, ar fi reușit să îl spargă și să ia astfel banii și bunurile din el. Indivizii și-au distrus chiar și înregistrările de pe propriile camere de supraveghere ca să nu ajungă pe mâna polițiștilor. Întreaga comunitate este șocată de poveste. Sunt total surprins pentru că pe părinții îi cunosc foarte bine. Își câștigau banii cinstit, prin muncă, este inexplicabil. Oameni înstăriți și cunoscuți aici pe plan local județean sunt niște persoane foarte bine înstărite la locul lor și respectate. Hoții știau unde este poziționat seiful plin de bani și cum o să iasă cu el fără să fie bănuiți ziua în amiaza mare cu o dubă. Vecinii erau obișnuiți să se întâmple acest lucru pentru că păgubiții transportau fructe și legume cu asemenea vehicule. Polițiștii i-au identificat pe autorii jafului după 3 săptămâni și au reușit să recupereze o mare parte din prejudiciu, peste 200.000 de lei și aproape 50.000 de euro din cei 130.000 de euro care erau puși la păstrare. Seiful încă este de negăsit. Anchetatorii bănuiesc că seiful ar putea fi ascuns chiar în cimitirul aflat vis-a-vis de casa familiei implicat în acest jaf. Principalul autor al jafului a fost implicat în ultimii ani în mai multe dosare: crimă organizată, spălare de bani și evaziune fiscală, însă are o singură condamnare de un an și jumătate cu suspendare pentru complicitate la favorizarea infractorului. Atât el, cât și iubita și prietenul său au fost arestați preventiv. Părinții săi sunt în arest la domiciliu. Afli oriunde ai fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.